Aceasta-i rugăciunea mea spre tine necurmat îndrept și în orice împrejurare grea să-mi ardă voia ta în piept. Voia ta, voia ta, Doamne-n veci, voia ta, să mă umple de plin pentru tine, amin. Voia ta, voia ta, Doamne-n veci, voia ta, să mă umple de plin pentru tine, amin. Era o femeie în vechiul regat, cu mare durere sărmana. Scriptura ne spune cum ea s-a rugat, cum Eli o mustră pe Ana. Femeia aceasta, cu suflet curat, își spune în rugă povara și cere ca Domnului să-i dea un băiat, un fiu, depărtându-i ocara. Ea strigă din suflet, din interior, căci Domnul aude suspinul și îndată trimite de sus ajutor puterea cerească, alinul. Ridică-te, deci, strigă supărat preotul femeii pioase, crezând-o că-i beată, că ea s-a îmbătat, dar Ana era credincioasă. O, nu, Domnul meu, eu nici n-am gustat băutura cea tulburătoare, eu am o durere, de aceea am stat în ruga mea stăruitoare. Eu cred în minuni și strig către El să-mi vină să-mi vindece starea, căci stânca cea tare a lui Israel trimite din ceruri salvarea. Atunci să se îndure de sufletul tău, preotul îi face urare și o binecuvântează cu numele său, cu numele Domnului mare. O, Doamne, un fiu ți-am cerut și doresc când se va naște, când vine, să-l dărui să fie alesul ceresc, urmându-te numai pe tine. Iar după aceasta, pe vatra cu jar, se aprinde o sfântă cântare, căci Ana se roagă de acum la altar cu fiul numit Ascultare. Ea vede prin duhul cum cade cel rău din locuri înalte mândria și strigă: trăiască în veci Dumnezeu, căci Domnul e stânca, tăria. Și fiul se înalță și crește mereu la Silo, la Rama, Betel, slujindu-l pe Domnul, pe-al ei Dumnezeu, pe-al lui Dumnezeu, prorocul numit Samuel. O, Doamne, ridică-i pe toți care gem sub cruce pe culmea durerii. De aici, de la Silo, Iisuse, te chem, arată puterea iertării. Credință mai multă, speranțe mai mari, căci Domnul aude și vede, prin El birui vom pe oamenii tari, El scapă pe acela ce crede. Nu-ți pese de frații ce dau cu noroi, ca Eli cu vorbe în Ana. Tu mergi înainte, Iisus e cu noi, tu cântă și strigă Osana. Se poate la anul sau poate acum să fie sfârșitul lucrării. O, Doamne, condu-ne înainte pe drum spre țara și locul sărbării. Amin. Cu suflet mă grăbesc, acolo să sosesc, să ajung acasă eu doresc. Necazuri voi uita, spre ceruri voi zbura,
pământule, de tine voi uita. Vor trece ani vieții care ei tot adună în calea lor, dar sus în ceruri ne așteaptă locașul sfânt, locaș Ierusalim. Cu suflet mă grăbesc acolo să sosesc, să ajung acasă eu doresc. Necazuri voi uita, spre ceruri voi zbura, pământule, de tine voi uita. Iisus e împărat și preot, prin el lumină am primit. Acum sunt liber de robie, pășesc acum spre ceruri fericit. Cu suflet mă grăbesc acolo să sosesc, să ajung acasă eu doresc. Necazuri voi uita, spre ceruri voi zbura, pământule, de tine voi uita. Acolo sus e frumusețe, iar imnuri cântă heruvim. Pe străzile ce sunt de aur, norașul sfânt, locaș Ierusalim. Cu suflet mă grăbesc acolo să sosesc, să ajung acasă eu doresc. Necazuri voi uita, spre ceruri voi zbura, pământule, de tine voi uita. Cu suflet mă grăbesc acolo să sosesc, să ajung acasă eu doresc. Necazuri voi uita, spre ceruri voi zbura, pământule, de tine voi uita. Slăviți să fie Domnul! Aș vrea să vă transmit în câteva cuvinte, să vă retransmit, dacă vreți, invitația pe care o lansa Domnul Iisus cu mai bine de 2000 de ani. Nu știu când ați primit ultima oară o invitație. Nu știu când te-a chemat cineva, te-a invitat undeva. S-ar putea să fi trecut o vreme. Am văzut că în versetul 28, Domnul face o invitație specială. Dragii mei, veniți la mine, toți, absolut toți oamenii, nu ăia importanți, nu ăia cu dare de mână, cu buzunarul doldora, nu, ci veniți la mine și invitația lui Dumnezeu este pentru toți oamenii obosiți. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. Ați mai auzit vreo astfel de invitație în lumea asta? Ați mai auzit să fie cineva interesat de oameni obosiți? Ați mai auzit să fie cineva interesat de oameni care abia să mai țin pe picioare? Mai există undeva în lumea asta? Că noi credem că altă lume nu mai există pe unde caută ăștia viață sau extratereștrii. Există lumea aia altă, țara eternă. Dar, dragii mei, n-am auzit, n-am citit, n-am reușit să găsesc nici măcar în glumă cineva să spună angajez oameni obosiți. Oamenii au nevoie de oameni odihniți, de oameni la locul lor, de oameni bine instruiți,
să dormă noaptea, nu să meargă odihniți la serviciu. Noi am semnat că n-avem voie să mergem obosiți la serviciu, deși, da. Veniți la mine, spunea Hristos, toți cei trudiți și împovorați. Dragii mei, să aibă Iisus Hristos nevoie de oameni obosiți. Mi-am adus aminte în Eclesiastul, capitolul 12, versetul 12, ultimul rând, scrie: multă învățătură obosește. Când mi-am adus aminte cuvintele astea, m-am gândit, oare multă suferință, oare nu obosește? Oare multă lipsă, ba de una, ba de alta? Oare multă lipsă nu obosește? Dragii mei, când ești bolnav o săptămână, două, și te ridici să spui mărire Domnului. Când ești bolnav un an, doi, nu mă duc mai departe, că e greu și să pronunț. Oare nu obosește să fii bolnav și să nu te mai ridici? Să aștepți să vină ziua să-ți revii și numai să nu mai-ți revii? Sunt ciudate situațiile în viață de multe ori. Când problemele noastre se întind pe un timp mai lung, dragii mei, sufletul nostru tinde să obosească. Tocmai de aceea Hristos, Domnul, lansa invitația asta și avea în vedere și oamenii ăștia. O, pe lângă ăștia care trăiesc în lume, n-au nicio treabă și se trezesc deodată să tui de lumea asta, obosiți până peste cap și nu mai știu ce să facă. Invită Domnul și pe ei: veniți la mine dacă v-ați săturat de lume, dacă v-a obosit lumea, dacă nu mai știți ce să faceți în lumea asta, Hristos invită pe toți și ăștia să obosiți de lume. Dar și pe noi și la oameni de felul ăsta, obosiți de una sau de alta sau de mai multe odată, Hristos îi invită la El. M-am gândit, de ce nu e bine sau... de ce Domnul invita oamenii ăștia? Ar fi trebuit să le spună oamenilor: reveniți-vă și după aia veniți la mine, să dau de lucru. Domnul invită și oameni de ăștia obosiți. Oare de ce? Am găsit în Biblie ce se întâmplă când oamenii sunt obosiți. Și oboseala asta se prelungește. Judecători, capitolul 4, versetul 21, ultima parte, spune în felul următor: el adormise adânc și era rupt de oboseală și a murit. Domnul știe că dacă obosim, doar și fizic când ești obosit, nu-ți vine a merge la lucru, nu? Dacă toată n-ai ce face, te duci cu taxi să conduci, că n-ai ce face, deși poate ești rupt de oboseală, dar e mult să te duci. Domnul știe că omul când e obosit tinde să doarmă, îi trebuie să pună să doarmă, nu să facă altceva. Și aici spune Scriptura că omul acesta a dormit adânc, era rupt de oboseală. Și pentru că a dormit, l-a costat că a murit. E una să fii obosit de ceva și alta să adormi, e o stare mult mai... când adormi, poți să și mori în somn, să nu te mai trezești. De aceea Domnul, fiind prevăzător, știind mai dinainte că s-ar putea anumite lucruri și situații în viață să-i obosească pe oameni, pe oamenii Lui, Domnul le spune: ești obosit? Te-a obosit ceva? Nu sta obosit și spune că ți-ai revenit peste 20 de ani, nu! Hristos lansează invitația: veniți la mine, veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați, am ceva pentru voi, vreau să vă reveniți, dar veniți la mine, nu stați! Nu vă convine starea de oboseală, ai trecut printr-o situație grea și numai nu-ți mai revii. Hristos te cheamă să vii la El, că oboseala e periculoasă. Oboseala poate să te facă să adormi și dacă adormi poate nu te mai trezești în veci. Veniți la mine, e invitația lui Iisus Hristos. Dar mai e ceva. Dacă poți să adormi când ești obosit,
am găsit în Biblie, se mai poate întâmpla ceva atunci când omul este obosit. Nu? Omul e vulnerabil. Omul nu se mai poate concentra în totalitate. Știți că cineva abia așteaptă să obosim, să ne tragă? Lumea! Lumea și are nevoie de obosiți. Domnul știe că obosiții pot avea probleme și invită la el. Dar trage și lumea pe oamenii obosiți. Și dacă nu ești obosit, încearcă a te trage. Dar păi dacă ești obosit, știți ce are lumea pentru oamenii obosiți? Și îi poate prinde și pe mici și pe mari. Știți ce are lumea? Ciorbe! Ciorbe de toate felurile și de toate sortimentele. Și lumea spune, ești obosit, hai să mănânci o ciorbă. Fierbinte, ți-o încălzesc, dezmorțită, mai fierbinte, pe ce temperatură vrei, dar hai să mănânci niște ciorbiță. Hai să vă citesc ciorbele astea din Biblie. Geneza 25, versetul 29. Odată, spune Biblia, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. Și a zis, dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta. Păi ce-ți fac un om obosit când îi miroasă bine a ciorbă? Da? Dă-mi să mănânc! Diavolul știe că omul, dacă e obosit, are nevoie de ceva, dacă nu aleargă la Hristos. Îl cheamă lumea, îl cheamă lumea la ea și oferă ciorbe. Dragii mei, atâtea ciorbe există în lumea asta. Și ce ciorbele? Acum numai când am să vă fac să vă fie foame, că mai aveți un pic de stat. Da? Acum am citit pe la ciorbele astea, pe la oboseala asta. Știi ce-s ciorbe, mă, fraților? Emisiunile astea, misiunile. Atâtea sunt cu zecile, cu sute, cu înreluare, cu înregistrare, cu... Hai la ciorbă, dacă ești obosit. Te-ai săturat de calea lui Dumnezeu, te-ai săturat, ești obosit, nu-ți mai vine să faci nimic, hai la ciorbă. Și te pune și îți dă să mănânci ciorbă pe nesăturate și pe nerăzuflate. Și îți dă și o ciorbă și alta și alta și alta. Îți dă de mâncare, ciorbă. Și omul când e obosit, știind Domnul că există pericolul ciorbelor de toate culorile și de toate felurile, și știind Domnul că e pericol, omul să adormă, nu poate și mânca bine, adorme. O mânca niște ciorbă, dorme bine. Domnul știind asta, invită pe oameni. Ești obosit în suflet? Te-ai săturat? Îți vine să nu mai faci nimic? Ești obosit? Hristos te invită în seara asta prin Evanghelie și spune, veniți la mine! Observați, Domnul nu spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și vă rezolv în acel moment toate problemele. Nu, 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 deși poți să o facă. Ești bolnav, hai la mine, te-am tămăduit, simplu. Pentru Domnul nu durează, nu costă, nu-i timp. Pentru Domnul are treabă cu timpul. Ai probleme, ai lipsuri, vină la mine, ți le rezolv. Pentru Domnul n-ar fi o problemă asta. Dar Domnul oferă altceva pentru suflet, cât să se termină problema asta și începe o alta. Și pentru un om obosit, Domnul promite altceva. Până îți rezolv problema, spune Domnul, îți voi da odihnă pentru sufletul tău. Odihna aia pe care o caută oamenii cu bani. Odihna aia pentru care oamenii ar scoate bani grei din buzunar, că spun, ne-am obosit, ne-am săturat și e gratis, n-au de plătit nimic. Numai trebuie să se zmerească, să vină la Hristos. Dragii mei, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să venim la Domnul. Închei amintindu-vă de un om care la un moment dat, poate ca tine care te găsești în după amiaza asta, a vorbit obosit. Nu avea depresie, nu alte povești, nu era cu probleme la cap, nu, niciun fel. Era obosit, Ilie. Nu avea depresie, era obosit, atât. A obosit. Și spune el în 1 Împărați, capitolul 19, versetul 4, destul. Doamne, destul, am fost, am făcut, am obosit, destul. Însă omul acesta, știți ce face? Se duce la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Acolo aleargă.
Aia era direcția, chiar dacă la un moment dat a căzut de oboseală și a dormit, l-a trezit îngerul și a spus, nu trebuie să dormi, tu trebuie să mănânci și îți dau eu, nu-ți dau ciorbă, cum îți dă lumea. Poate e otrăvită. Nu, îți dau o turtă și îți dau un burduf de apă și trebuie să-ți revii, trebuie să ajungi la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Că Hristos, dacă oamenii sunt obosiți, are nevoie de ei. Să le dea o dignă pentru sufletul lor. Și ce se întâmplă cu Ilie când ajunge acolo? Domnul îi dă o dignă pentru suflet, da? A bătut furtuna, a venit focul, a venit cu tremurul, au venit și la un moment dat omul ăsta n-avea nevoie de altceva decât de o dignă pentru sufletul lui. Și o dignă pentru suflet a fost acel susur blând pe care omul lui Dumnezeu, când l-a auzit, a ieșit afară și a știut, acum voi primi o dihnă pentru suflet. Și pentru asta Dumnezeu îi spune, acum du-te înapoi, mai ai de lucru încă, stai că nu te pensionezi acum, mai ai. Și omul se duce înapoi, pentru că Dumnezeu avea nevoie de el, dacă e obosit, să îi dea o dihnă și apoi să meargă în continuare să facă lucrarea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Mărit să fie Domnul! Ești obosit în după amiaza asta, nu fizic. Fizic te pui și dormi. Bea unii cafele și tot obosit. La serviciu am colegi cu 3-4 cafele, pe la 5 mere la 5-a. Și tot obosit îi. Nu, pare că nu-și mai face efectul. Dar dormi și trece oboseala fizică. Dar, dragii mei, dacă ești obosit în suflet, invitația lui Iisus Hristos este pentru oricare om obosit în sufletul lui de una sau de alta. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați, și promite Dumnezeu că dacă vii rugăciune și spui, sunt obosit de asta, cum i-a spus Ilie, de ce ești obosit? I-a spus exact motivul, a fost, mă urmăresc, vor să-mi ia viața, de aia sunt obosit și fug, vin la tine, unde să mă duc? Pentru simplu fapt că i-a spus lui Dumnezeu de ce e obosit, s-a smerit acolo, Dumnezeu promite hotărât, cine acceptă invitația de a veni la el, primește în schimb odihnă pentru sufletul său. Liniștea aceea și pacea pentru care oamenii, vă spuneam, ar da oricât, pe care nouă oamenii bogați care dorm în lux și înconjurați de aur, dar n-au liniște și n-au odihnă în suflet pentru că n-au acceptat invitația de a veni la Hristos. Vă invit să vă ridicați în picioare, frați și surori, tineri și tinere. Suntem înaintea lui Dumnezeu. Dacă ești obosit sau dacă începe oboseala, dacă începi să simți că ești obosit, în după-amiaza asta împreună cu mine, să-i spune lui Dumnezeu, Doamne, părem că obosim pe cale. Erau niște cântări. Părem că obosim pe cale, dar, Doamne, acceptăm invitația de a veni la Tine și vrem veni la Tine să primim odihnă pentru sufletele noastre. Ne ridicăm și ne ducem înainte. Lăsăm ciorbele, că nu ne ajută la suflet, dimpotrivă, ne obosesc mai tare. Lăsăm ciorbele și nu riscăm să adormim pe undeva, să nu ne mai trezim, ci venim la Hristos care ne dă odihnă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Să vă mulțumesc pentru vizionare!
reveniți, să vă ocupați locurile. Și fie ca după acest mesaj toți obosiții să cânte fără oboseală. Amin? Doamne, lucrează! Haideți să cântăm cu toții pentru lauda Domnului. Și sora Lidia Bejere este pregătită și ea să laude pe Domnul cu cântare. Și apoi fratele slujitor Simi Cristia este invitat să transmită următorul mesaj. Domnul să-l binecuvinteze și pe noi toți de asemenea. Sfânta vieții cărare, Iisuse, prin har alergăm, și flori de iubire și soare, spre lauda ta semănăm, spre lauda ta, spre lauda ta, Iisuse, cu foc vom cânta. În veci te mărim, prin harul pe care-l primim. Spre lauda ta, spre lauda ta, Iisuse, cu foc vom cânta. În veci te slăvim, în veci te mărim, prin harul pe care-l cea bună credinței, n-apoi nici de cum să nu dăm. Suntem rânduiți biruinței, spre lauda ta să luptăm. Spre lauda ta, spre lauda ta, Iisuse, cu foc vom cânta. În veci te slăvim, în veci te mărim, prin harul pe care-l primim. Spre lauda ta, spre lauda ta, Iisuse, cu foc vom cânta. În veci te mărim, în veci prin harul pe care-l primim. Ne-ai pus în ogorul iubirii, poverile ei să purtăm, să fim la înălțimea menirii, spre lauda ta să Iisus.
Ne-ai fost, Doamne, în ajutor, Tu întotdeauna. Ne-ai fost sprijin tuturor când bătea furtuna. Ne-ai fost ancoră la greu, în dureri nespuse, mijlocind la Dumnezeu pentru noi, Iisuse. Ne-ai fost, Doamne, zi de zi hrană-n belșugată. Ne-ai iubit ca pe-ai tăi fi, cu grijă de tată. Ne-ai pus pază în cămin, gardă îngerească, ca orice săgeți ce vin să le nimicească. Ești același din vecii, neclintit și tare, bun și blând cu ai tăi copii, plin de îndurare. Ești un râu de apă sfânt, dătător de viață. Ești un har pentru pământ în orice dimineață. Ne-ai fost, Doamne, neîncetat, sfântă mângâiere, și pe oricine ai învățat în tine să spere. Pentru aceasta te slăvim noi cu bucurie și de toate îți mulțumim azi și în veșnicie. Pentru aceasta te slăvim noi cu bucurie și de toate îți mulțumim azi și în veșnicie. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Mă bucur de Domnul, mă bucur de lucrările Lui, mă bucur de adunarea Lui Dumnezeu. Domnul să binecuvânteze frații și surorile în această zi. Cei ce suntem aici să ne închinăm cu bucurie și să spunem cu toată dragostea, lăudat să fie Domnul. Nu marele de număr dă biruința, ci credința în Domnul Iisus Hristos și puterea o dă Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. De aceea ne-am uitat un pic în textul care s-a citit și în capitolul 11 din Matei îl vedem pe Domnul Iisus Hristos că face o evaluare a lucrurilor. Se uită la cei ce au alergat după Ioan, se uită la cetățile pe care Domnul le-a slujit, se uită în Capernaum, se uită în alte cetăți, în Horazim, și Domnul este trist și zice, vai de voi. Se uită la cei ce le-a predicat Evanghelia și zice, semănați ca niște copii care strigă în piață. Îi vedea dezinteresați și nu pricepeau, și Domnul, în urma acestei evaluări, Domnul începe să facă o alegere. Frații mei, trăim în o vreme în care Dumnezeu lucrează, sunt adunările Domnului evanghelice prin care credem că Domnul lucrează și Domnul face evaluarea bisericii Lui, ne evaluează pe noi, în felul cum lucrăm, în felul cum credem, în felul cum ne lăsăm la dispoziția Lui Dumnezeu și în urma evaluării făcute în dreptul nostru, Domnul face alegerile. Ne mirăm câteodată că Dumnezeu ridică pe unul și coboară pe altul. Ne mirăm câteodată că vedem că unul a căzut ca un trăsnet prin tot felul de probleme și păcate. Pentru că Dumnezeu face evaluarea și Dumnezeu cheamă, El ridică pe unul și coboară pe altul. De aceea, în seara aceasta, vrem să ne bucurăm de Domnul și să vorbesc din partea lui Dumnezeu. Gândul meu a venit, Dumnezeu
alege și cheamă. Frații mei, ne-ar place așa, noi alegem și noi. Și de multe ori ne-am trezit că am ales greșit. Alegem la primărie, alegem la nivelul țării, alegem la nivelul bisericilor. Și în alegerile noastre de multe ori ne înșelăm, dar cel ce alege fără să greșească este Domnul. Harul lui Dumnezeu în seara aceasta, că aș vrea să privești ce vrea Domnul de la tine, cum să te găsească, pentru că Domnul vrea să te aleagă. Domnul nu vrea să rămâi unul neales, unul plecat așa undeva, vrea să fii ales pentru o lucrare, pentru o slujbă și la lucrarea pe care voi vorbi, Domnul îi cheamă pe toți, slăvit să fie numele Lui. De aceea ne uităm la privirea pe care a făcut-o Domnul în evaluarea Lui și a avut o bucurie în suflet. Este câteodată când noi, în urma alegerilor, avem tristețe în suflet. Domnul are acum o bucurie mare în suflet, în urma alegerilor, și uitați ce spune Domnul. În vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis, Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Domnul face o alegere să descopere taina lui Dumnezeu, cuvântul Evangheliei, planul lui Dumnezeu, pruncilor. Spune, Te laud, Tată, pentru că ai făcut un lucru bun. Noi am privit, Doamne, dar acum de nu te-ai ales de cei înțelepți? Ce înseamnă să te descoperi pruncilor? În seara aceasta aș vrea să vedem în primul rând Domnul în evaluarea Lui. Caută să ai un statut de prunc. Ca să poți să fii ales de Domnul, caută să ai un statut de prunc. În Evanghelia după Matei la capitolul 18, când ucenicii se ceartă, nu știu care este mai mare, Domnul le aduce un prunc în mijlocul lor și le spune, dacă nu vă transformați, dacă nu vă schimbați, dacă nu vă pocăiți, să ajungeți la statura acestui prunc, nu veți vedea niciodată împărăția lui Dumnezeu. Frații mei, nu știu cât de important este pentru dumneavoastră alegerea lui Dumnezeu. Dacă ar fi foarte importantă, ne-am uitat în ochii lui Dumnezeu și a spune, Doamne, acum eu vreau să fiu ales, aleasă, dar dacă e dezinteresată alegerea lui Dumnezeu pentru noi, vom fi triști, plictisiți, zicem, Doamne, facă dacă nu mă alegi bine, dacă nu mă alegi bine, este una din greșelile credincioșilor. Frații mei, suntem în adunarea lui Dumnezeu, suntem numiți credincioși, oameni care trebuie să căutăm să fim aleși de Domnul. Trebuie să căutăm să fim aleși de Domnul, pentru că El pe cei alege îi binecuvintează. Ioan capitolul 12, cel ce îmi va sluji, Tatăl meu îl va cinsti, slăvit să fie Domnul. Frații mei, în primul rând, Domnul pe care îl alege, el are calități de prunc. Un om care se smerește, un om care stă la dispoziția Tatălui, un om care se încrede pe deplin în Tatăl. Frații mei, trăim într-o lume în care unii se bizuiesc pe carele lor, spunea psalmistul, alții pe cai lor. Trăim într-o lume în care mulți se bizuiesc pe înțelepciune sau pe anumite lucruri pământești. Dar Domnul când face alegerea lui Sfântă, îl alege pe acela care se încrede pe deplin în Domnul. Cuvântul Domnului în această seară vrea să ne deschidă mintea și să înțelegem că dacă vrem să fim aleși între cei pe care Domnul vrea să-i aleagă, trebuie să avem un statut de prunc. Să știți dumneavoastră, vorbeam astăzi cu cineva, mă uitam așa la nepoții mei, la copii, la prunci, cum ei sunt dependenți de Tatăl 100%. Avem o problemă. Ne-ar place să îl iubim pe Dumnezeu, dar să simțim în mâna noastră lucrurile palpabile, să vedem așa, să ne ținem și dacă noi putem duce lucrurile, e bine. Frații mei, Domnul Iisus nu spune aici așa. După ce face evaluarea, după ce vede pe cărturari și farisei, după ce vede ceea ce au făcut învățătorii lui Israel, spune, vai de voi, vai de tine, vai de voi. În această seară îl rog pe Domnul, pentru că vrea să mă aleagă, vrea să te aleagă, să te aleagă, dar El face o evaluare. Și când evaluează bisericile din Apocalipsa, uneia care crede că e bogată zice că e săracă.
și nenorocită. Unia care crede că e vie spune că e moartă. Unia care crede că e prorociță spune că nu-i prorociță. Frații mei, în evaluarea pe care o face Dumnezeu în seara aceasta, El îți spune că trebuie să ai un statut de prunc. Și atunci Domnul îți descoperă Evanghelia, îți descoperă ceea ce trebuie să faci, îți descoperă drumul pe care trebuie să mergi. Isaia 58, atunci ți se vor deschide ochii, atunci când avem o relație cu Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Frații mei, spune în versetul 26, da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale, versetul 27, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl, tot astfel nimeni nu cunoaște pe deplin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Frații mei, Domnul alege în primul rând și face o chemare pentru acela care are statut de prunc, îl alege pe el să îi descopere Evanghelia. Și apoi îl alege pe acela pe care Domnul are statut de prunc să-l cunoască pe Dumnezeu. Știți de ce avem noi probleme în viața spirituală? Îl cunoaștem puțin pe Dumnezeu. Credincioșii care îl cunosc mult pe Dumnezeu, oamenii aceștia sunt tari și sunt la dispoziția Domnului întotdeauna. Atunci când nu avem putere, atunci când suntem așa, să zic, purtați încoace și încolo de un vânt, înseamnă că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, îl cunoaștem puțin. Unii îl cunosc pe Dumnezeu din adunare, alții îl cunosc pe Dumnezeu, să zic așa, dintr-o cântare religioasă. Frații mei, experiența descoperirii lui Dumnezeu este prin Duhul Sfânt. Cine se poate lăuda că îl cunoaște pe Dumnezeu e acela cărea Duhul Sfânt îl descoperă. Așa spunea, pe care Tatăl vrea să-i se descopere, slăvit să fie Domnul. Deci sora și fratele care face lucruri mari este cel ce are statut de prunc și lui îi se descopere Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Acestor oameni pe care îi alege Domnul, vrea să fii și dumneata în alegerea aceasta. Merge Domnul prin drum și îl cheamă pe Pavel, îl cheamă pe Petru, îl cheamă pe Andrei, îl cheamă pe Ioan, îl cheamă pe Iacov. Și interesant așa în viața spirituală să ne gândim de ce a chemat Domnul pe oamenii acești. Eu sunt convins că a văzut în inima lor ceva. Dumnezeu cunoștea starea lor, gândirea lor și eu cred că la urmă oamenii aceștia au avut un statut de prunc. Au spus, Doamne, la urmă noi am lăsat totul și Te-am urmat, adică ne-am încrezut 100% în Tine. Frații mei, vrea Dumnezeu să ne cheme ca să poată apoi să, așa cum spune fratele, să ne facă o chemare. Vrea mai întâi să ne aleagă, să ne poată face o chemare. Dar să știți dumneavoastră, nu ne poate face chemarea până nu ne face alegerea. Până nu avem statura de prunc și descoperirea lui Dumnezeu, chemarea nu ni se poate face. Și acum ne uităm puțin să vedem că Domnul cheamă, așa spune fratele aici, cheamă pe cei trudiți. Face o chemare Dumnezeu. În primul rând îi cheamă pe cei trudiți. Știți de ce credincioșii sunt trudiți? Pentru că tot ce au, viața lor, vlaga lor, o pun în lucrurile pământești. De aceea sunt trudiți. Deci truda și necazul nostru este că tot ce avem, îl punem în lucrurile pământești. Aș vrea să vedem în săptămâna aceasta, dacă cineva de aici poate să spună, Doamne, eu n-am pus deloc truda mea săptămâna aceasta decât pentru Domnul. Și să se evalueze pe el însuși. Este trudit sau îi prinde bucurie? Deci dacă noi, truda noastră și necazul nostru vine pentru că fiecare zi, frații mei, trudim în lucrurile acestea pământești. Și vine Domnul și spune că cel care scapă de truda asta și intră în odihnă este cel care se pocăiește. Mă întrebare, dacă încă mai suntem obosiți, spunea fratele, încă mai mâncăm ciorbe, suntem pocăiți sau suntem nepocăiți? Uitați ce spune cuvântul Domnului în Cartea Evreilor, în capitolul 4, spune așa, în versetul 8, în versetul 9,
Rămâne dar, deci Evrei capitolul 4, versetul 9, rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Versetul 10, fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Versetul 11, să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Slăviți să fie Domnul! Frații mei, cel ce se pocăiește, intră într-o stare de odihnă, nu-i mai trudit. Nu-i mai trudit, pentru că intră într-o stare de odihnă. Domnul, când ne cheamă pe cei trudiți, îi cheamă pe cei care vreau să renunțe la lucrurile care aduc truda, la valurile lumii, la problemele lumii. Spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, în capitolul 9, cine vrea să mă urmeze? Să se lepede de sine? Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Frații mei, aceasta e chemarea pe care o face Domnul celor trudiți. Este să intre în odihna lui Dumnezeu, adică să intrăm în pocăință. Și dacă Domnul ne alege pe unul cu un statut de prunc și ne se descoperă Dumnezeu, frații mei, noi alegem, El ne cheamă să fim liberi, să ne odihnim în Hristos. Slăviți să fie Domnul! Dar tulburarea și necazul nostru și dorința noastră de a mânca ciorbe este că renunțăm la pocăință așa de ușor. Și atunci, dintr-o dată, suntem trudiți, împovorați, pentru că lucrurile lumii acestea ne aduc multă trudă și multă povoară. Frații mei, pe oamenii aceștia nu-i poate chema Domnul la a doua chemare. E prima chemare pe care Domnul vrea să ne ducă în odihna Lui, să intrăm în sabatul lui Dumnezeu, să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, este să scăpăm de trudă și de necazuri, renunțând la lucrurile lumii acesteia. E foarte greu, frații mei, pentru că zi de zi alergăm după ele, căutăm să ne facem un confort în viață, căutăm o mașină mai bună, un apartament mai bun și luptând pentru acestea, frații mei, pierdem din vedere chemarea lui Dumnezeu la odihnă. Truda și necazurile noastre vin pentru că pierdem din vedere chemarea lui Dumnezeu la odihnă. Și acum atenție, pe cei ce sunt odihniți, Domnul le mai face o chemare. Toți ar vrea să-L slujească pe Domnul. Dacă îl iau din spate pe fiecare frate, ar vrea să-L slujească pe Domnul. Problema este că nu poate, pentru că sunt trudiți și nu pot să-L slujească pe Domnul. Pe Domnul pot să-L slujească numai cei odihniți. Și vine Domnul și face a doua chemare și uitați care îi spune așa: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi ce? Odihnă pentru sufletele voastre, slăviți să fie Domnul. Frații mei, a doua stare de odihnă, prima este să intrăm prin pocăință în odihna lui și a doua este să luăm jugul lui, adică să-i slujim. Cine slujește pe Domnul, el intră în odihna sufletului lui. Cine nu-l slujește pe Domnul și în continuu să slujește pe el, omul acela în continuu este trudit, în continuu împovărat, în continuu nemulțumit și neales. Poate fi ales de oameni, poate fi ales chiar de biserică, dar nu-i ales de Domnul. Eram odată într-o împrejurare și era cu mine, eram în fața Domnului cu un păstor și spunea Duhul Sfânt printr-un vas a Domnului: tu l-ai ales, dar eu nu l-am ales. Era la o lucrare care un frate a făcut o alegere și a zis Domnul prin Duhul Sfânt: tu l-ai ales, dar eu nu l-am ales. Și am văzut în lucrurile care s-au întâmplat de-a lungul vremurilor acolo, în locul acela, e adevărat, Domnul pe omul acela nu l-a ales. Frații mei, facem câteodată alegeri, dar alegerea o face Domnul celui cu statut de prunc și el renunță la truda și la oboseala aceasta de dragul odihnei, adică de dragul pocăinței. Și cel ce se odihnește în Hristos, Domnul îl alege să-i slujească. Îl alege să-i slujească prin predicarea Evangheliei. Îl alege să slujească făcând bine altora. Îl alege să slujească mergând la spital. Îl alege să slujească rugându-se pentru cei nevoi. Îl alege Domnul să slujească în lucrări deosebite, pentru că pe cel neprihănit, pe acela l-ascultă Dumnezeu. Frații mei, aș vrea să vă întrebați, când ați fost aleși de Domnul,
ultima dată să slujiți prin rugăciune cu epuizare pentru un frate sau o soră care nu țineam. Dar cu epuizare, cu epuizare să slujești pe Domnul stând în rugăciune, unul care nu țineam, unul care n-are nimic cu tine, unul care de departe. Am rămas uimit așa, am întâlnit vineri seara un grup de frați din Bihor. Și au spus că sunt un grup de frați de rugăciune, undeva mai mulți bărbați, și oamenii aceștia țin legătura cu vreo 500 de frați din țară și de peste hotare, bărbați în grupuri de rugăciune, care duc înaintea Domnului săptămânal cauze grele. Se anunță toți dintr-o dată pe e-mail și pe internet și oamenii aceștia stau în rugăciune în diferite ore din zi împreună. Dacă trebuie noaptea cei din America să se trezească împreună cu cei din România, ei se trezesc și stau înaintea Domnului pentru că oamenii aceștia Dumnezeu i-a ales să slujească și i-au ales să slujească rugându-se pentru cauze deosebite. Frații mei, când ai făcut ultima dată lucrul acesta? Sau când am făcut lucrul acesta, ne place alegeri, să zic așa, care dau față, care se ved, ne plac alegeri care au un nume, dar Domnul, El alege pe cel care are dragostea de a sta în odăiță, de a se bucura să facă, să nu știe stânga ce face dreapta. Doamne, ajută-ne la aceasta și Dumnezeu, frații mei, celui care slujește așa, Biblia spune că îi va da odihnă. Biblia spune că sufletul lui se va odihni când îl slujești pe Domnul așa, când vezi că cineva a fost salvat prin rugăciunea ta, când vezi că lucrarea pe care ai făcut-o Dumnezeu a dat mare izbândă fără să știe nimeni că ai pus un deget, numai Dumnezeu, frații mei, ai odihnă suflet, extraordinară, dar când lucrurile sunt în așa fel încât ești văzut de toți și nu se întâmplă nimic, e o durere. Doamne, de ce nu se întâmplă? Știți de ce? Poate n-am statutul de prunc și de aceea slujirea mea nu este binecuvântată. Probabil nu mi s-a descoperit Dumnezeu de ajuns pentru că în continuu sunt în mintea mea spline de necazul acestei vieți, trudiți, împovărați, mintea mea e trudită și slujirea mea nu are efect. Probabil că n-am luat jugul lui Hristos, probabil că slujirea mea a fost făcută una de fațadă, nu una trudind, trăgând jugul lui Hristos, frații mei, să slujești trăgând în jug, este extraordinar, e greu. Nu știu dacă dumneavoastră ați arat cu bivoli. Eu am arat cu bivoli, m-am dus după fân cu bivoli, m-am dus la 4-5 km după lemne cu bivoli. Știu ce înseamnă să tragi, să tragă la bivoli pe căldură, pe greu. Și Domnul face asemănarea aceasta, luați jugul meu, trageți cu mine la jug. Dar atunci veți găsi o dignă sufletul vostru. Alegerea aceasta, puțin de aici ar dori o, frații mei. Haideți să ne-o dorim. Haideți să ne dorim chemarea aceasta, alegerea aceasta. Și apoi vine Domnul cu o altă alegere. Spune versetul 36. Cu altă chemare, iertați-mă, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Frații mei, să ne putem sarcinile unii altora și astfel veți împlini legea lui Hristos. Slăviți să fie Domnul! Frații mei, Domnul i-a spus că e sarcina lui ușoară. E ușor să ai oameni angajați și să spui cuiva, du-te și descarcă carul acela sau du-te și încarcă pietrele acelea sau lucrurile grele. Dar vine Domnul și spune pe cel ales, cel care trage cu Hristos la jug, îl cheamă Domnul să poată sarcini. Ai vrea, probabil, ești gelos pe unul care poartă sarcini. De ce nu te cheamă și pe tine? Și tu ai putea face. Pentru că, frații mei, nu te poate chema Domnul în lucrarea aceasta, poate că nu sunt responsabil. Domnul știe dacă eu sunt responsabil să port o sarcină sau nu pot să o port. Și în momentul când o iau mână, mă prăbușesc sub sarcină, pentru că n-am statutul de prunc, pentru că n-am statutul unuia căruia îi se descoperă Hristos, Domnul, îl cunosc de plin pe Dumnezeu în inima mea prin Duhul Sfânt și nu pot purta sarcini. Suntem așa câteodată geloși pe unul sau pe altul care Domnul îl folosește într-o lucrare în seara aceasta. Duhul lui Dumnezeu mi-a pus în inimă să vorbesc, că Domnul face o evaluare. Acum, să uită la mine, să uită, dar întrebarea mea este, ce vorbește Domnul despre mine astăzi? Să uită în direcția mea și vorbește așa cum s-a uitat
cei care mergeau după Ioan și spune în capitolul 11, în versetul 15, 16 și 17, cine are urechi de auzit, să audă. Cu cine voi asemena neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copii care șed în piețe și strigă la tovarășii lor. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și nu v-ați stânguit. Frații mei, când face Domnul evaluarea vieții noastre astăzi prin Duhul Sfânt, cu cine mă seamănă? Cu cine? Cu niște copii care strigă unii la alții? Sau ne aseamnă cu niște oameni responsabili? Cu niște oameni care Domnul vrea să avem un statut de prunc, să-i slujim, frații mei, să-i se descopere Dumnezeu în noaptea și ziua, să vadă prezența lui Dumnezeu în inima lui, în fiecare clipă. Frații mei, cu cine vreți să ne asemene Domnul când ne evaluează acum? Apoi spune cuvântul Domnului o altă evaluare. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fusele făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Frații mei, am o pretenție și Dumnezeu are înaintea mea un om care s-a pocăit și dacă în casa lui nu sunt făcute minunile lui Dumnezeu, nu-i pocăit. Deci am pretenția că în casa unui pocăit să calce Domnul Iisus în fiecare zi, prin minuni și semne. Și dacă omul acela calcă Domnul Iisus, e pocăit. De nu calcă Domnul, nu-i pocăit. Frații mei, în viața noastră e chemat să vedem minunile lui Dumnezeu și să le spunem altora că ăsta e Dumnezeul nostru pe care îl slujim. Dar spune că vai de voi, Horazime, Capernaume, spune că Domnul s-a uitat și a evaluat cetățile acestea în care Domnul a făcut semne și minuni și nu era pocăință și a zis vai de voi. Aș vrea să vă întrebați în această zi câte minuni a făcut Domnul în viața voastră și în viața mea și cât sunt de pocăit acum. Dacă Domnul mă evaluează, am statut de prunc? Sau de unul îngânfat, unul care numai eu le știu, numai eu le fac, numai așa cum zic eu sunt? Ce statut am eu în ochii Domnului acum? Poate Domnul să-mi descopere tainele Lui? Vede în mine un potențial în care să pot primi taina lui Dumnezeu? Sau arunc cu ele așa mărgăritarele în gura porcilor, le folosesc așa tainele lui Dumnezeu jucându-mă? Aș dori ca prin Duhul Sfânt, în evaluarea care ți se face astăzi, să aibă Domnul milă de noi și să ne dea puterea să ne transformăm într-un statut de prunc. Și spune în Matei 18, ucenicilor, întoarceți-vă la Dumnezeu și fiți ca acești copilași. Frații mei, când avem statutul de prunc, Domnul ne dă puterea prin pocăință să avem statutul de prunc și atunci El face primul lucru, ne descoperă tainele lui Dumnezeu. Așa a spus cuvântul aici, te laud, Tată, că ai ascuns lucrurile acestea, adică tainele mele, de cei pricepuși și înțelepți și le-ai descoperit pruncilor. Dar, Tată, te laud că așa ai găsit tu cu cale. Domnul Iisus se bucura de planul lui Dumnezeu. Vrei ca Domnul Iisus să se bucure de tine? E nevoie ca în seara aceasta să mă pocăiesc, să capăt un statut de prunc și apoi în evaluarea care mi se face, Domnul face o alegere să se descopere și apoi te cheamă. Și nu mai vei fi trudit. Nu te vei uita la gunoaiele acestea, nu mai vei fi trudit, nici împovărat cu problemele vieții acesteia, ci vei fi în ziua de odihnă, în ziua de sabat, cum am citit în Cartea Evreilor, că a rânduit Domnul zi în care zice astăzi, slăvit să fie Dumnezeu. Frații mei, vreau să închei, dar în seara aceasta te întreabă Dumnezeu, vrei să-mi slujești în jug, arând? Mi-ar place din s-ar putea cânta cântarea, că să tragi lângă Hristos în jug, arând. Este foarte greu să tragi în jug, arând. Am văzut numai animalele care trăgeau în jug, arând și era foarte greu și erau bătute și era greu de tot. Dar noi să tragem, deci cu alte cuvinte suntem chemați de Domnul să-L slujim și trăgând la jug lângă El, auzi, căpătăm odihnă. Doamne ajută-ne, nu uitați! Dacă vreți să purtați sarcina lui Hristos, El a purtat sarcina celor bolnavi. Spune că s-a uitat la gloate și erau risipite și împrăștiate. Știți ce a făcut Domnul? I-a fost milă de ele. Frații mei, avem noi mila Domnului Iisus ca să putem purta sarcina Lui? Fie ca Duhul lui Dumnezeu în această seară să facă o alegere în dreptul nostru, frații mei, și o chemare. Nu poate face chemarea până nu face evaluarea, nu poate.
A făcut evaluarea aceasta, s-a uitat la cei ce mergeau după Ioan și a spus, ce ați vrut să vedeți? Un om plecat în haine moi, ce ați vrut să vedeți? Un proroc, vă spun mai mult decât un proroc. Frații mei, Domnul din nou a făcut o evaluare a celor care a vrut să vadă. Ne întreabă Domnul, ce ați venit să vedeți în adunare? Ce ați venit să vedeți? Confort? Cântare? Un păstor? Un predicator? Ce ați venit să vedeți? Ne cheamă Domnul să-L privim pe Hristos, Domnul. Să privim lucrările venite de la Domnul, să intrăm în slujirea rând, să intrăm să purtăm sarcini, dar numai după evaluarea făcută, rog pe Domnul să evalueze fiecare suflet din adunarea lui Dumnezeu. Și pe cei ce ați venit în seara aceasta să vă bucurați de Domnul, că ne dă puterea să ne smerim căpătând un statut de prunc. Și vă spune, Doamne, acum te laud! Că vine vremea când nu mai sunt trudit, nu mai sunt împovorat, pentru că le pun jos, dau cu ele de pământ și mă încred în Domnul, în odihna Lui, slujindu-L, arând cu El, trăgând cu El, în închisori, la săraci, la oameni care n-au pe Domnul, la cei căzuți între tâlhari, slujind pe Domnul și Domnul dă mare binecuvântare. Amin. Slăvit să fie Domnul! Haideți să cântăm cu toții pentru lauda Domnului și Matei și Delia vor lăuda pe Domnul cu o cântare și apoi vom continua să stăm în prezența Domnului. Cred că această cântare e bine să cântăm cu toții în picioare. Haideți să stăm în picioare. În tot acest timp, haideți să cinstim pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Tot ce are Dumnezeu.
crucea ta și mergi pe urme, tăcând și mulțumind ca El. Iubește, roagă-te și rabdă,
Slăvit să fie Domnul care ne vorbește de țara eternă, amin? Slavă Lui! Acum, pentru că în seara asta s-a vorbit despre oboseală, aș vrea să vă întreb, există în sala aceasta o persoană care n-a obosit niciodată? Există? Și copiii obosesc, se nasc obosiți. Obosesc pe internet, obosesc pe Messenger, obosesc pe Facebook, peste tot obosesc oamenii. Însă există cineva care nu obosește. Știți cine e? Cine? Domnul, aleluia! Isaia 55, versetul 7, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul. Ce fel de domn e asta? Domnul care va avea milă de el. La Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. El nu numai că nu obosește stând, el nu obosește iertând, adică acționând, lucrând pentru noi, pentru viitorul nostru. Așa-i? Slăvit să fie numele Lui. Dar Domnul mi-a vorbit de joi seara că trebuie să predic în seara asta. Am crezut că scap cumva în seara asta. Am spus și la Dani că voi scăpa probabil. Însă dacă Domnul mi-a vorbit, n-aveam cum să scap în seara asta. Să vorbesc despre milă. Și fratele Simi nu și-a putut încheia mesajul fără să spună în seara asta de trei ori cuvântul milă. Pentru că Dumnezeu știa că trebuie să-mi dea pe lângă cele 10 confirmări, două de vineri seara când s-a vorbit, o persoană a zis două ori milă vineri seara, duminică dimineața. Azi dimineață de 8 ori s-a rostit cuvântul milă și în seara asta de 3 ori. Despre milă trebuie să vorbesc în seara asta. Dar mai ales despre un Dumnezeu care are milă. Nu știu când v-a încercat mila ultima dată. Săptămâna trecută, din 7 până în 12, a fost în sud, județul Olt, la evangelizare, într-o săptămână de evangelizare. Și acolo m-am întâlnit cu o persoană. Am fost de luni și undeva joi, chiar miercuri, ca să nu greșesc, miercuri dimineața când a trebuit să servim masa, fără să-l cunosc, s-a pus un bărbat lângă mine. I-am strâns mâna, ne-am spus numele unul altuia să facem cunoștință și în câteva minute mi-a scos telefonul și mi-a arătat niște poze. Ce credeți că erau pozele? A zis, frate Caleb, în 2 februarie anul curent mi-am mormântat soția. Am 3 fiice, o fiică de 11 ani, o fiică de 9 ani și o fiică de 3 ani, dacă nu greșesc. Mi-a dat să-mi arate pozele. Soția când era sănătoasă, înainte de a afla că are cancer. Apoi în sicriu și zis, uite Caleb, să-ți fiicele mele. Trebuie să vă mărturisesc în seara asta că din ziua aceea, din momentul acela, întotdeauna când vedeam pe bărbatul ăsta, mă încercam un sentiment de milă. Mă gândeam, oare cum trăiește el? Îmi spunea, mi-e greu pentru că uneori merg în camera fetelor mele și le prind plângând. Ce să faci în fața unui astfel de caz? N-ai decât să fii milos, nu-i așa? Oare cum este mila lui Dumnezeu când se uită la noi? Oare ce resimte Dumnezeu atunci când are milă față de noi? Dați-mi voie să citesc un verset din cartea Osea. Vorbea Dumnezeu din cer către un popor, către o seminție care n-a avut atitudinea cea mai bună de-a lungul istoriei față de el, față de Dumnezeu. Și zice, poporul meu a pornit să se depărteze, versetul 7, Osea, capitolul 11, să se depărteze de mine și dacă sunt chemați înapoi la cel prea înalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Și parcă Dumnezeu ar fi vrut să-i dea la o parte, să-i arunce la coșul istoriei, să nu mai aibă nimic pentru acest popor. Versetul 12 e șocant, versetul 8 chiar, versetul 8. Dumnezeu pune o întrebare și zice, cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Izraele? Cum să-ți fac ca Admei, ca țiboimului?
Și zice Dumnezeu, descriindu-se pe sine, se autodescrie Dumnezeu și zice, mă uit la inima mea și realizez că mi se zbate inima în mine. Și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Mila lui Dumnezeu. Sau gândul pe care l-am în această seară este intitulat în felul următor: când inima lui Dumnezeu se zbate. Când lăuntul lui Dumnezeu, tot ce se află în el, sistemul lui valoric, se mișcă de milă. Ți s-a întâmplat măcar o dată în viață să simți că ți se zbate inima în tine pentru că ai văzut un eveniment, ai văzut o persoană, ai realizat că a venit un necaz peste o familie, peste o persoană, peste un individ și să simți că inima ta efectiv se zbate din cauza milei pe care o resimți. Ei, Dumnezeu simte asta. Se descrie Dumnezeu, își descrie caracterul în Exod, capitolul 34. Și ascultați cum se descrie Dumnezeu. Descrierea asta este repetabilă de încă cel puțin 7 ori și nu le numesc pe celelalte pasaje. Vă las pe dumneavoastră să le găsiți, le puteți găsi cu trimiteri sau într-un alt mod citind toată Biblia sau o parte din ea. Capitolul 34, Exodul, versetul 6. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui Moise și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de înturare și milostiv. În primul rând, în seara asta, legat de mila lui Dumnezeu, care sunt motivele care generează milă în inima lui Dumnezeu? Sau care sunt acele lucruri, evenimente, timp, spațiu sau altceva de genul acesta care face ca inima lui Dumnezeu, da, chiar inima lui Dumnezeu, să se zbată când se uite peste planeta Terra? Motivele milei, în primul rând. Spunea Dumnezeu din cer, spunea poporul ebraic, în Exod, capitolul 22, spunea clar, versetul 26, dacă ei credit sau zălog sau garanție, haina aproape lui tău, nu știu ce, ai făcut o schimbare de valori, probabil că n-a avut ce să pune pe masa copiilor și ți-a cerut niște bani sau o pâine și tu ai zis, ca să am credit că îmi întorci valoarea aceea, banii aceia, atunci dăm credit, dăm garanție, haina ta. Nu avea ce să-ți dea fratele tău. Și a zis Dumnezeu din cer, fiind atent, știind că se vor întâmpla astfel de circumstanțe în spațiul ebraic, a zis, dacă iei zălog haina aproape lui tău, să-i o dai înapoi, înainte de apusul soarelui, că vine noaptea când e frig în zona ebraică. Căci este singura lui învelitoare, este haina cu care își învelește trupul și cu ce are să se culce. Dacă strigă spre mine, zicea Dumnezeu, după ajutor, că e frig, eu îl voi auzi, căci eu sunt milostiv, aleluia. Știai că e un Dumnezeu care știe când nu ai haină potrivită pentru sezonul în care te afli? Știai că Dumnezeul tău știe când ți s-au rupt papucii? Când ți-au crescut numerele la copiii tăi și dacă tu nu ai bani și conturile tale sunt pe minus și cresc la nivel de minus, ai un Dumnezeu care se uită din cer și vede că în seara aceea tu nu ai ce să pui pe masa copiilor. Și când strigi către Dumnezeu, mila lui Dumnezeu se declanșează, inima lui Dumnezeu se zbate mai puternic ca până atunci. Știți de ce? Pentru că El are milă când noi avem nevoie. Când noi nu mai avem, avem un Dumnezeu care are milă pentru noi. Și Dumnezeu are toate circumstanțele posibile. Când nu mai ai resurse, când nu mai ai prieteni, când nu mai ai anturaj, când nu mai ai putere să mergi înainte. Și dacă strigi după ajutor către Dumnezeu, Dumnezeul care este milos, îi se zbate inima în el și îi trimite un înger dacă e nevoie. Trimite un frate, trimite o soră, nu știu pe cine trimite. Însă mila lui Dumnezeu se declanșează când noi nu mai avem sau noi avem nevoie. Se spunea în această seară așa de frumos, s-a uitat Dumnezeu peste gloate, Dumnezeu Domnul Iisus Hristos, Matei capitolul 9 și a zis, uitându-se către gloate, când a văzut gloatele, versetul 36, Matei capitolul 9, i s-a făcut milă de ele
pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Erau necăjite. Când ești necăjit în inima ta, se declanșează mila lui Dumnezeu. Și mila lui Dumnezeu este de așa manieră încât îți dă rezolvare, te scoate din necaz. Dacă te simți risipit, El îți spune ca în seara aceasta, vino la mine, spune Iisus Hristos. Pentru că de aceea a ajuns să se scrie capitolul 11, pentru că Iisus i-a văzut risipiți și necăjiți. Și a zis, dacă n-aveți păstor din punct de vedere fizic sau spiritual și dacă n-aveți direcție, eu sunt păstorul vostru. Domnul Iisus Hristos a zis, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați și eu am milă pentru voi, vă voi da odihnă. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Ascultați ce spune cartea Evrei, avem un mare preot. Cuvântul Domnului spune foarte clar, Evrei capitolul 4, căci noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, capitolul 4, versetul 15, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Un Dumnezeu care se uită la slăbiciunile tale, un Dumnezeu care știe că tu ai carențe într-un domeniu, un Dumnezeu care știe că eu am slăbiciuni într-un domeniu și Dumnezeul acesta nu este un Dumnezeu dur și aspru care zice, are o slăbiciune, lasă că tot circumstanțe care să fie incompatibile sau compatibile cu slăbiciunea aceea îi aduc în viață, să-l testez, să-l fac să rămână cu fruntea lipită de țărână. Nu, avem un Dumnezeu care are milă de slăbiciunile noastre, dar El așteaptă ceva de la noi. Știți ce așteaptă El? Să se milostivească de voi. Spune cartea profetului Isaia, totuși Domnul așteaptă să se milostivească de voi. Dar pentru asta spune cuvântul Domnului de Deuteronom, capitolul 7, nu mai spun versetul acum, pentru că e târziu, zice, dar voi întoarceți-vă la Dumnezeu. Să se lase cel rău de calea Lui, să se întoarcă la Dumnezeu care va avea milă de El. Când nu mai ai resurse fizice, materiale, Dumnezeu are milă pentru tine. Când ai o slăbiciune pe care ți-o recunoști, legat de care devii vulnerabil și o arăți nu tuturor neapărat, ci lui Dumnezeu în primul rând, Dumnezeu are milă, dar mai ales atunci când te întorci. Amin? Doamne ajută-ne! În al doilea rând, materializarea milei sau modul în care se manifestă mila lui Dumnezeu. Nu doar motivele, necaz, lipsuri, slăbiciuni, legământul lui Dumnezeu spunea la un moment dat profetului în 2 Cronici, voi avea milă de ei datorită legământului pe care l-am făcut cu Avram, cu Isaac, cu Iacov. Poate unii dintre noi suntem în seara asta aici, nu pentru că noi avem vreun merit, nu pentru că noi ne-am stabilit să fim în locul acesta, ci pentru că Dumnezeu a făcut un legământ cu noi și Dumnezeu ne acordă har după har, șansă după șansă, milă după milă, îndurare după îndurare. Pentru că legământul pe care noi l-am făcut cu El în apa botezului, El nu și-l calcă niciodată. Însă, mare atenție, modul de manifestare, vom vedea imediat, nu ne putem juca la nesfârșit cu mila lui Dumnezeu. Nu putem. Cum se manifestă mila lui Dumnezeu? Mila lui Dumnezeu se manifestă exact ca și un cadou. Într-un context în care răul a început să crească, spune cartea Genesa, inima oamenilor se îndreptau tot mai mult înspre rău și Dumnezeu a zis, îmi pare rău că l-am creat pe om, îmi pare rău că l-am adus în Eden, îmi pare rău că i-am dat toate circumstanțele potrivite ca să crească, să fie potrivit înaintea mea, dar Duhul meu, zice versetul 3, nu va rămâne pururi în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, dar în fiecare zi numai spre rău. Domnul a zis, am să șterg pe om de pe fața pământului, nu mai am nevoie de oameni. L-am creat pe om ca să pot să comunic cu el, cu animalele nu puteam să comunic la nivel de rațiune, de spirit, de suflet și l-am creat pe om pentru că am vrut să am companie cu el, să mă înțeleagă, să-mi revărs dragostea peste el și el să-și reveste dragostea lui peste mine. Dar păcatul a intervenit în viața lui și relația dintre mine, Dumnezeu și om s-a rupt, s-a frânt
Îl nimicesc, a zis Dumnezeu, n-am nevoie de așa ceva. Dar versetul 8 spune, dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Știi, dumneata, de ce ești în seara asta în locul acesta? Timp în care colegii tăi sunt în bar? Timp în care colegile tale sunt să avorteze? Știi de ce, dumneata, ești în locul acesta? Știi de ce ești tânărul în locul acesta, timp în care alții se droghează? Nu pentru că noi i-am făcut ceva în primul rând, ci pentru că noi am primit un cadou, mila lui Dumnezeu. Amin? Puteți să spunem în seara asta, slăvit să fie acest Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui, că n-am meritat nimic, meritam să rămânem în păcatele noastre, meritam să ne naștem undeva, probabil în Nepal sau în India, undeva unde n-a ajuns încă Evanghelia, la canibali, că nu sunt cu nimic mai răi ei ca și oameni decât noi, însă pentru noi s-a arătat mila lui Dumnezeu. Ar trebui în fiecare zi să-i spunem lui Dumnezeu, mulțumesc, Doamne, pentru asta, mulțumesc că mi-ai dat un astfel de cadou, un cadou care nu se poate cuantifica în euro, în dolari, în lei, în proprietăți, în bani din lumea aceasta, un cadou care trece dincolo de timp și spațiu, care te duce până în Sfânta Sfintelor, până la Dumnezeu din cer, amin? Slăvit să fie numele Domnului! Mila lui Dumnezeu este un cadou, mila lui Dumnezeu este modul în care Dumnezeu s-a întrupat, este modul în care Dumnezeu a venit pe drumurile noastre și s-a uitat la oameni și a zis, când oamenii strigau în disperare, ai milă de mine, fiul lui David, când striga un orb Bartimeu din șanț, când striga o femeie sirofeniciană, când un altul stătea la poalele muntelui de pe care a coborât Hristos, Galileanul, și a zis, dacă poți ceva, fie-ți milă de mine. Și Dumnezeu de fiecare dintre aceștia s-a atins, pentru că Dumnezeu a coborât din cer la nivelul oamenilor. Slăvit să fie numele Lui! Este imaginea acelui samaritean care a mers în călătorie să caute un tâlhar, unul căzut între tâlhari, și a avut asinul lui, a avut toate resursele, a avut un de lemn și vin, și el s-a coborât la nivelul lui. Acolo unde era el, spune cuvântul Domnului, Evanghelia după Luca, s-a dat jos de pe asin și s-a dus în locul în care era căzutul între tâlhari, căzutul fără nume, căzutul fără CV, căzutul fără buletin, căzutul fără pașaport, fără bani, fără nimic. Însă marele rege a venit și s-a coborât la nivelul lui, nu-i așa? Că atunci când i-ai spus că vrei să-L iubești din toată inima ta, ai putut să rostești astfel de vorbe, știți de ce? Știți de ce am putut să spunem asta? Pentru că El a venit din cer și s-a coborât la nivelul nostru. O, slăvit să fie numele Lui în seara asta, slăvit să fie numele Lui. Și nu-i așa că atunci când ți-e greu, atunci când simți că trebuie să vorbești cu cineva care este suspus, atunci când simți că trebuie să suni la salvare, atunci când simți că îți crește tensiunea sau îți scade prea mult, nu-i așa că atunci când îl strici pe El, El se coboară, El este un Dumnezeu prea înalt, dar vine la nivelul tău, amin? Se coboară la inima zdrobită, la sufletul înfrânt, și cum nu L-ai chemat de atâtea ori și Dumnezeu te-a ajutat, Dumnezeu te-a binecuvântat, Dumnezeu te-a trecut la examene, Dumnezeu a fost lângă tine sau Dumnezeu în mijlocul examenului te-a încercat, dar totuși mila Lui s-a arătat pentru tine, amin? Slăvit să fie numele Domnului! Un Dumnezeu care coboară la nivelul nostru, dar un Dumnezeu care după ce coboară, El ne creează o conduită nouă. Nu L-a lăsat după ce a legat rănile. Nu L-a lăsat acolo. Ascultați ce spune profetul Mica, așa de frumos zice Mica, îl descrie pe Dumnezeu în maniera în care El se atinge de oameni. Mica, capitolul 7, în versetul 18, Mica zice, care Dumnezeu este ca tine? Ne uităm în spațiu filistean, ne uităm la musulmani, ne uităm la budiști, ne uităm la confucioniști, la toți ne uităm și întrebăm în seara asta fiecare dintre noi, care Dumnezeu este ca Dumnezeul nostru? Niciunul nu-i ca El. Și ce fel de Dumnezeu este ăsta? Un Dumnezeu care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale. El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place
Aleluia! Îi place îndurarea. Îți dai seama ce Dumnezeu ai dumneata? Un Dumnezeu care e pasionat să-ți acorde îndurarea. Un Dumnezeu care este plin de milă. Și spune versetul următor, versetul 19, El va avea iarăși milă de noi. Va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele noastre. Amin? Slăvit să fie numele Lui! Un Dumnezeu care îți acordă cadoul milei. Un Dumnezeu care îți acordă șansa să auzi Evanghelia, se spunea seara asta. Un Dumnezeu care te alege, un Dumnezeu care te cheamă. Un Dumnezeu care își pune în acțiune toți slujitorii Lui numai ca să dea zoom pe imaginea vieții tale și să te smulgă din șans. Se coboară la nivelul tău și te ia de acolo. Dar un Dumnezeu care nu te lasă în șans cu rănile legate. Nu te lasă un șans să-ți faci poză cu asinul Lui. Te ia, te pune pe asinul Lui. El merge pe jos. Vă dați seama? Așa a făcut samariteanul milos. A mers el pe jos ca acel căzut între tâlhari să aibă transport, mijloc de transport și te duce la un loc special. Pentru că în al treilea rând, nu doar motivele milei, nu doar materializarea milei, ci meritele sau meritul, doar despre un merit vorbesc în seara asta, al milei lui Dumnezeu. Știți care este meritul milei lui Dumnezeu? Sau ce s-a produs în urma milei lui Dumnezeu? Ce altceva decât iertarea noastră? Nu-i așa? El zice, El va avea iarăși milă de noi. Va călca în picioare nelegiuirile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele noastre. Haideți să stăm în picioare. Aș vrea să-ți închizi ochii acum. Aș vrea să te gândești, când te-a încercat ultima dată un sentiment de milă? Când ai strigat ultima dată către Dumnezeu, Doamne, ai milă de mine? Și să nu-ți fi răspuns Dumnezeu. Poate că nu ți-a răspuns instant, pentru că exista un păcat în viața ta, exista o carență. Însă, în această seară este prezent Dumnezeu aici și Dumnezeul Etern vrea să spună pentru viața ta iertare. Vreau să te iert, zice Dumnezeu. Păcatul care se află în inima ta, vreau să îl smulg de acolo. Știu că te zbați, știu că ai încercat la doctori, știu că ai încercat la oameni de pe pământ și nimeni n-a reușit. Știu că tu nu poți să dormi noaptea, nu pentru că ai o vârstă anume, 85 de ani, ci pentru că ai un păcat al bârfei pe care nu vrei să-l mărturisești. Se spunea în seara asta, tu trebuie să devii prunc, Hristos. Tu trebuie să devii vulnerabil în seara asta și să-i spui lui Dumnezeu, orice vârstă ai, Doamne, am păcatul acesta asupra mea. Nu te voi pune în seara asta să ridici mâna, însă aș vrea ca inima ta să fie ridicată. Și dacă inima lui Dumnezeu se zbate în seara asta pentru viitorul tău și al meu, fie ca inima ta să se deschidă pentru Dumnezeu și Dumnezeu să intre acolo. Proclamă-L pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor dacă încă nu L-ai proclamat. Apoi spune lui Dumnezeu, Doamne, eu m-am botezat în urmă cu 20 de ani, dar până în seara asta, de 4 săptămâni încoace, nu mai am liniște, Doamne. Parcă nu Te mai cunosc, parcă nu mai simt pasionat de Tine, parcă sunt obosit, parcă sunt stresat, parcă vin tot mai rar la biserică, parcă mă interesează doar prioritățile acestea ale pământului, doar truda, cum se spunea în seara asta. Dar în aceste momente, Doamne, vin în fața Ta și vreau să proclam sângele lui Iisus Hristos pentru iertarea mea. Vreau, Doamne, ca păcatele mele să fie smulse din inima mea și în seara asta să plec de la Betania zburând prin credință în numele lui Iisus Hristos. Vreau să plec de aici iertat, iertată. Vreau să plec de aici, Doamne, Dumnezeule, eliberat și să cuantific sau să fructific, Doamne, acest cadou al milei Tale. Haideți să ne rugăm cu toți. O, Doamne, stăm înaintea prezenței Tale, Doamne, și îți mulțumesc că mila Ta se arată și în seara aceasta, Doamne. O, Doamne, nu meritam nimic din partea Ta, Doamne Dumnezeule. O, nu meritam îndurările Tale, Doamne. Nu meritam harul Tău, Doamne Dumnezeule, dar iertarea Ta a fost o realitate. Thank you.
Voi vi se preocupați locurile. Slăvit să fie Dumnezeu! Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, mulțumim tuturor fraților care s-au implicat, grupului care ne-a condus în cântare, Dumnezeu să vă binecuvinteze, celorlalți care au cântat, lui Daniel, fratelui Simi, Domnul să vă binecuvinteze, frate slujitor, și pe toți ceilalți care ați fost în seara asta împreună cu noi la casa lui Dumnezeu. Și nu uitați, Dumnezeu are milă pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să vă motivez, m-a sunat fratele pastor Vasile Bojor și m-a rugat să vă anunț și în același timp să vă motivez să fiți prezenți marți seara. O să avem invitați frați din Austria, așa că ar fi frumos din partea noastră să-i primim bine și mai ales cei care se află în concedii, care sunt în vacanță, tinerii, adolescenții și toți ceilalți care nu au fost în seara asta, vă rog să-i anunțați să fie prezenți marți seara, următoarea marți seara la ora 18 aici la Casa lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu uitați întotdeauna că suntem la Casa lui Dumnezeu, Dumnezeu are milă pentru noi și binecuvântare. Acum vă invit să dați mâinile unicului noastră și Dumnezeu să vă dea o seară plină de pace. Noapte bună!